Vă salut din nou. Ia, câte grade avem acum? Uite, 6 grade. Mai devreme a fost 7 grade. Și vă arăt ce am făcut. Ia. Ia uitați-vă. Unde este tupul de observații? Nu mai e. Deci. Stai că am văzut ceva aici. După el ce crise puțin aici. Dar stupul oricum era izolat. Bun, hai să vedeți ce am făcut cu el. L-am trecut în veșnicie. Nu l-am trecut, dar era cât poate să treacă. L-am zis, gata, bă, ăsta nu mai rezistă. Deci, stupul de observație cam așa. Uite aici a iernat el, știți, partea asta. A urcat prima dată așa până sus, a mâncat aici. Când a ajuns sus, a luat-o în partea asta. Și uite cât mai avea aici. Și murea de foame, venea cu frigul, că să anunțe frig. Murea în colțul ăsta de foame. Îi pusesem eu aici niște turtă, am pus niște miere cristalizată, mai cursese puțin. Zic, ia stai mă, așa. Rămăsese albinuță, uite așa, în colțul ăsta aici. Și vă dați seama că eu nu știam dacă albină este și aici. Dar a fost și aici ceva albin. O parte asta. Uite, aici pusese puțin turtă. Și, de într-adevăr, aici a fost mai puțin albin. Bun. Și aici ramele care le aveau cu mâncare, dacă ieșea din iarnă, dar uite că rămâne. Bun. Aici, uite, ce mâncare avea. Da. Măcar să fie și din iarnă, dar nu mai pot să scot. Ei, oricum asta sunt ramele, uite, câte două, da, uite încă două aici, era mâncare destul, uite, avea și el puțin, asta, puțină păstură. Bun, și acum unde sunt albinele cu Regina, hai să le căutăm, după ele, deci nu mai trecea acolo, după mine, nu mai, dita mai cutie, aia o mânuță de albină, hai să vă arăt ce am făcut cu el. Deci la 7 grade le-am transvazat rapid. Puiet n-avea, ați văzut. Așa, și acum haideți să vi-l arăt aici la... Am băgat în cameră cu miere. Am astupat acum ordinișul că sunt puțin agitate până să liniștesc ele. Ah, ce rău-i cu mâna. Uite așa. E, uite și reginuța. Uite-o. Mușicu. Deci e plin. Ia să vedem. Mamă, ce am cald. Aerisirea are. Eu, a tărit să pun face. Mai scăpa câte una. Am aerisire pe acolo. O să dau drumul la ordinii și acum că s-a întunecat. Că eram agitate. Vă dați seama că le-am băgat eu aici. Dar le-am băgat. Uite. Treaba e că mâncare are cam puțină. Dar i-am pus aici în hrănitor și uite. Deja e plin și aici la miere. Uite cam asta. Și am una care e vadat, uite, pe mâna mea. Hai, mă, hai și tu acolo. Of. Da, și acum rămâne regina de rezervă. După de observații. Uite, reginuța e în colț aici. E, până se organizează și ele acolo, deocamdată sunt amețite. Da, cam amețite aici. Uite așa. Îi desfac acum ordinișul și sting lumina. Mai bun. Uite, mai zboară câte una. Uite. Uite-ți pe zăpadă, faci. Uite așa moare. Uite așa se depopulează. Deci la două observații, cam în felul ăsta s-a depopulat. Și din ăștia s-a depopulat. De între rame sunt câțiva, am văzut, au rămas în două rame. Sau rămâne de văzut, că încă nu s-a terminat iarna. Da, aici m-a stupat ordinișul și nu știu, posibil să aduc, să fac aici un suport, o scândurică, ceva și să aduc nucleul ăla de împerechere să-l pun aici, că cunoaște albina locul ăsta, când va fi cald. Înțelegeți? Cred că așa ar trebui să fac, da, să încerc să bag pe aici până.
găurile astea fac așa un suport provizoriu, cât să fie regina de rezervă. Sau eu știu, să vedem, bagă pe nucleul acolo. E arhiplin, ați văzut, dă pe afară. Ele acum încă nu s-au organizat, a ușor, ușor să tragă înăuntru. Sper să tragă înăuntru. Bun, uite cam asta e situația. Aici v-am arătat ramele, deci dacă vedeam că se organiza spre mireasta, îl mai lăsam. Dar s-a băgat în colțul ăsta, uite aici stătea, așa? Și chiar uite, mai mănâncă cât o zi, două și îl găsești și mor de foame. Uite. Și acolo barem stă și mai la căldură, în camera aia. Pot eu să-i mai dau miere, că acolo are hrănituri deasupra, i-am pus miere. Cam asta. Uite, mierea asta provoacă nosemos. Ghemul se formează, să zicem. Mai mare, uite aici. Poate să fie ghemul, uite așa, până aici. Toată porțiunea asta, așa să fie ghem. Și dacă aici există mierea asta necăpăcită, prinde umiditate, devine o miere care fermentează și când o mănânc albina, o dă în nosemos. Asta e necazul care se poate întâmpla. Știți de ce mă uit? E băgat aici. Cred că a adunat și el câteva de alea de lictosa. Uite aici. A? Aici o fi băgat. Uite, vedeți? Uite, uite, uite. Parcă aici e mai galben. Uite aici e sigur lictosa din aia. Când a fost atunci mai cald. Asta e. S-a ambiționat. N-a vrut să dezvolte aici. L-am scos. Gata. Uite cum e rămas și albin aici. Ce faci, mă? Ai murit. Ai înghețat. Erai moarte deja. Vino cu ace, te ambiționezi așa. Nu, e moarte de mult asta. Da. S-am supărat tare cu stupiștea. Nu știu ce pot să-l mai fac. Mă gândesc când va veni căldura să... Nu știu, peste 2 săptămâni, 3. Mă gândesc să... Dacă să-i las în 3 rame, ai strâng în 2. Să știu că sunt strânși bine, ai strâng în 2 rame, voi ce ziceți? Ai strâng în 2 rame, bine, că dă... Nu moare de foame la mine, le dau eu să mănânce. Dar să știu că sunt țepene așa, 2 rame pline. Dacă să stai în 3, mai bine în 2. Aolo, și care e în 2 rame, ce-i fac? Îl strâng într-una. Mă, băiatule, așa ceva n-am avut. Uite că eu vă arăt. Că aș putea să nu vă arăt, dar... Și mie vine să râd. Că scade albina într-una, n-am ce să-i fac. Stai să vină primăvara asta. Că încă e zăpadă, încă e noaptea, friguț. Nu germare, dar e friguț. Minus 2 grade. Ziua e pe plus, ați văzut, v-am arătat 7 grade. Zicea cineva să-i strângă în blinov. Păi ce să faci blinov, mă, cu ăștia? Păi nu vedeți că în 2 rame unde să mai faci blinovul? N-ai ce, decât să-l strângi toate pe o ramă, țapănă și gata. Și oricum e băgat între 2 diafragme. Nu mai fac stup de cules din ăștia. Nu îi mai văd. Ar încercăm. Da. Dar să lița, să fie bine. Uite cum a fost și ăsta de observație. De ce să-l las, mă, să moară? Că murea în colțul. Da? Într-o săptămână o mierle. O merlea asta, că nu mai aveam mâncare acolo. Nu prea aveam nici posibilitate să-i dau. Uite, îi băgasem eu pe gaura asta. Îi băgasem eu pe gaura asta. Uite, pe aici niște turtă, dar... Turta aici, albine, este tot în colțul ăsta. Zic, bă, ce fac eu? Mai era varianta să... Uite, cum am scos rama asta și îl puneam pe rama asta la întâi, oricam sus. Dar nu, mai l-am văzut eu micuț, așa, zic, ghemul mic. Nu mai se dezvoltă asta, lasă-l în nucleul ăla acolo și... Asta e. Bun, cam atât. Face parte din apicultură. Și cât un nucleu din asta, mergem înainte. Mergem înainte, tata. Vedem ce-o fi anul ăsta. Așteptăm să vină căldura asta, nu mai vine. Să vină căldura, să fie bine. Trebuie să mă duc la stupia la livadă, să le mai pun și la ea, cât o turtă, că... Le-am pus una sigură, i-am mâncat-o.
Am mâncat-o, cred că o mai avea puțin din ea, trebuie să mă duc să... Na, moare acu' de foame. Bă, mi-a plăcut de Sami. Sami! Să trăiesc, Sami, am văzut. Paleții, tată, tu când pui turtă, pui de aia groasă, așa. Bravo! Bravo, Sami! Ai dat startul așa cum trebuie. Bă, dacă Sami cu 3.000 sau 5.000 de stup, nu știu cât are la acolo, pune el turte. Și noi stăm și comentăm pe aici cu 10-20 de stup că nu-i bine, nu pune turtă, nu-i... Adică Sami cu 3.000 de stup, el știe că trebuie și că e bine. Pe ce, Sami n-avea mâncare în stup? E băiat deștept, Sami, știu de ce pune. Eu știu de ce pune. Bravo lui. Și vă spun de acum, Sami peste vreo 2 săptămâni pune turtă proteic. Ia să vedeți. Da. Adică cam fiecare an, că așa fac și eu, așa face și el. Cam toți facem așa, da. Sare câte unul așa în sus. Nu e bine cu turtă. Înțelegi? E un secret și aici. Vreți să vi-l spun? Să supără unii dacă îl spun.